În Liga a 5-a, Seria Nord, joi a fost etapă intermediară. Primele trei clasate au înregistrat rezultate oarecum scontate, poate doar remiza smulsă de petroliștii din Hârtiești la Ciofrângeni să reprezinte o semisurpriză. Gloria Berevoiești a făcut instrucție pe teren propriu în partida cu Viitorul Mihăiești, iar Fotbal Club Corbi a învins de asemenea acasă pe ASE Dragoslavele. În partea de jos a clasamentului, cimentiștii de la Valea Mare Pravăț nu au reușit mai mult de un punct în întâlnirea cu Sporting Pitești, în timp ce Lanterna Roșie este deținută de Intera Ninoasa. Rezultatele etapei cu numărul 11 din Liga a 5-a Argeș, Seria Nord. Voința Țițești, ASE Micești 2002, 0-1. Contabilitate Stoienești, Rapid Davidești, 2-1. Gloria Berevoiești, Viitorul Mihăiești, 6-0. Cimentul Valea Mare Pravăț, Sporting Pitești, 3-3. AFCS Cetățeni, Vulturii Vulturești, 3-1. Flacăra Boteni, Viitorul Rădești 2021, 0-3. ASE Ciofrângeni, Petrolul Hârtiești, 1-1. Partizanul Vlădești, Unirea Buia de Jos, 5-1. Fotbal Club Corbi, ASE Dragoslavele, 4-1. În această etapă, Intera Ninoasa a stat. Conduce în clasament Petrolul Hârtiești cu 28 de puncte, urmată de Gloria Berevoiești și Fotbal Club Corbi, cu 26, respectiv 25 de puncte. Duminică, în etapa cu numărul 12, liderul din Hârtiești primește vizita partizanilor din Vlădești. Gloria Berevoiești se deplasează la Davidești, în timp ce Fotbal Club Corbi joacă la Buia de Jos.